Ideea a apărut de la un cunoscut căruia am asamblat un calculator nou și el mi l-a vândut pe lui vechi. M-a întrebat dacă nu are ce face cu el și dacă nu vreau să-l iau. L-am mai performat, l-am mai reparat, l-am adus într-o stare bună, l-am vândut și am văzut că poți câștiga un profit foarte bun din astea second hand. Atunci mi-a venit ideea că trebuie să o fac pe scară largă. Și am văzut că cererea crește, era decembrie 2012 când am văzut că într-o lună decembrie am văzut 20 de unități și am zis că băi frate, asta e business. Asta e business pentru că am înregistrat profituri destul de substanțiale. Deci când am văzut pe internet diferite promo despre Angry Business și despre pâinii de vânzări, parcă într-un fel eram de acord 100% cu ceea ce spuneau ei. Și asta m-a determinat să vin la coaching. Mai mult ca atât, am venit cu doi prieteni. Pentru a face un banner simplu, care de exemplu astăzi îl vedeți City Box în stradă, îmi lua 2 luni de zile. Spre deosebire de ceea ce este acum, iată de exemplu bannerul ăsta mi-a luat 2 ore. 2 luni, 2 ore. Eu am început să înțeleg care sunt acele chestii care determină omul să viziteze magazinul, să se intereseze de produs. Și dacă inițial încercam să economisez, să angajez oameni ieftini ca să rămână mai mulți bani, eu am înțeles că un om ieftin lucrează după cum îi plătești. Deci nu poate un om care îi plătești 2000 de lei pe lună să-ți presteze o calitate a serviciilor ca ăla care îi plătești 5000. Și în așa manieră, când am pus un salariu mare și mi-am schimbat modul de angajare, într-adevăr am găsit oameni buni și mi-a fost foarte straniu că s-a întâmplat foarte, foarte repede. Am profesionalizat business-ul și am făcut import deja în masă de calculatoare sigilate din Germania. Părere de bine conștientizez că ultima vreme procentul oamenilor care vin din recomandări este în creștere. Dacă până acum el constituia, hai să spunem, 10%, luna trecută a fost 32. Comunitatea Angry Business este o comunitate sinceră care deci, pune accent pe dezvoltare și când nu apelam, chiar dacă era extraorar, primeam un răspuns, primeam ajutor de pe Facebook, de pe grup și așa mai departe. Deci, având niște realități comune cu ceilalți oameni, simți ca cu niște prieteni. Ne telefonăm, discutăm și ne consultăm unul cu altul și nu stau la bază careva chestii materiale, dar se simte dorința de a ajuta oamenii. Cel puțin eu am simțit asta.